Mama Larisei pare să-l ajute pe Patrick în fața valului de neîncredere pe care îl are fata față de băiat. Dar dacă lucrurile nu vor sta așa cum sunt plănuite, care sunt consecințele? S-ar putea să câștige ungere sau doar să-și plângă în pumn la sfârșit? Larisa și Patrick dau foarte bine împreună, cu o singură observație: nu sunt împreună. Și de asta pare să fie de vină Larisa. Să fie o vină sau doar o precauție întemeiată în ceea ce îl privește pe Patrick. Este clar că Larisa simte neliniște și îndoială cu privire la intențiile sau seriozitatea băiatului. Aceasta ar putea să fie rezultatul unei experiențe anterioare sau a observării unor semne care o fac să se întrebe dacă băiatul este cu adevărat interesat de o relație serioasă sau dacă este doar interesat de o aventură trecătoare. Dar ajutorul nesperat pentru Patrick a venit chiar de la mama Larisei, care a spus că de la început i-a plăcut pe băiat. Chiar și așa, Larisa pare să simtă confuzie și ambiguitate. Ea ar putea fi în căutarea unor semnare clare sau dovezi ale seriozității băiatului, dar să se simtă încurcată de mesajele contradictorii sau ambigue pe care le primește. Imaginea din această săptămână cu Patrick alături de o altă domnișoară a săpat și mai mult în încrederea pe care o are Larisa față de Patrick. Mai mult ca oricând, ea ar putea simți dorința de a-și proteja inima și de a evita să fie rănită sau dezamăgită în viitor. În lipsa încrederii în seriozitatea băiatului, ea ar putea fi reticentă să-și deschidă complet inima și să se implice emoțional într-o relație care nu oferă garanții de siguranță și stabilitate. Și asta se întâmplă, nu-i așa? Chiar dacă mama Larisei a spus că îl place pe Patrick, aceasta a și spus că fata trebuie să aleagă și, în fond, cine poate să simtă mai bine decât Larisa. Una dintre principalele preocupări ale mamei Larisei este să vadă că fiica ei este fericită și în siguranță. Atunci când consideră că băiatul ales nu este potrivit sau nu este suficient de bun pentru fiica ei, mama poate simți o profundă îngrijorare și neliniște cu privire la bunăstarea și fericirea fiicei sale. Acum nu simte asta și poate că nici nu este cazul. Voi ce credeți? Ar trebui ca Patrick să aibă o șansă la inima Larisei? Are Larisa motive să fie îngrijorată cu privire la cum va fi Patrick pe viitor?